Salut! Azi voi avea un tutorial foarte scurt în care o să vă arăt cum puteți să transformați o imagine într-un high-key. Asta înseamnă că vom avea o imagine finală, foarte luminoasă, cu umbre foarte subtile. Am aici un trandafir care mi ocupă aproape întreaga imagine și primul lucru pe care vreau să-l fac este să îl desaturez. Nu o să mă chinui cu diverse metode, direct desaturarea din Photoshop. Ok. Vedem destul de mult gri și câteva părți întunecate. O să vrem să scăpăm de părțile astea. Și cum o să facem? Să mergem la Adjustments și Brightness Contrast. Practic o să scădem contrastul imaginii. Deja vedem uniformizarea griurilor. Ok. Și acum vine partea simplă și frumoasă în care să ne jucăm prin Curves. O să tragem practic de asta în sus. Vedeți că de data asta nu o să mai am S-ul acela care v-am obișnuit. Ok, o să fac asta de două ori, nu vreau să ard imaginea. Așa. Din nou, pot să mai umplu un pic la contrast, să mai scad. Sau dacă e cazul și l-am scăzut de prima dată foarte mult, o să mai măresc contrastul ca să mai am câteva umbre. High-Q nu înseamnă eliminarea totală a umbrelor. Nu ar mai avea nimic în imagine. O să mai scad un pic contrastul, ok. Și încă o dată curves. Să mai deschid un pic. Păi, cam asta e imaginea rezultată. Hai să vedem cum arată la început. Da? Și cum arată acum. Ce vreau să știți despre această metodă? Nu orice imagine se pretează la ea. Dacă avem mult negru în imaginea noastră, nu o să reușim să scăpăm de el. De exemplu, avem un portret și fata poartă, să zic eu, o pălărie. Pălărie neagră. În niciun caz. Putem să ne apropiem însă și atunci imaginea se va chema middle key. Deci putem să obținem un ten alb frumos, nu știu ce, dar de negru acela nu vom putea scăpa definitiv. Ca să avem un high key reușit, o să căutăm de la început o imagine cu un contrast scăzut, cu detalii cât mai multe peste tot în fotografie. Ok, sper că v-a prins bine și tutorialul ăsta. Eu sunt Oana și vă aștept și săptămâna viitoare pe noua lume.blogspot.com. La revedere!